Robert Niță, invitat în studio, într-o prezentare nouă. Bună dimineața, Robert, ce faci? Te salut, cancanistule! Dar ce-i cu șapca asta? AJ, de unde vine AJ? Antrenor județ! Ce faci, măi, cancanistule? Nu ne mai ocupăm de fotbal, nu vorbim de trase. Apropo, te servesc cu ceva, prietene? Ai adus și o carafă în dimineața asta? Da, eu așa, nu, la dop nu-mi place pentru că, știi, la sticlă, okay. Eu miros dopul și sunt puțin sensibil. Așa. Și nu, dopul ăla poate conține anumite substanțe și pot apărea deranjamente. Ok, dar am văzut o poză cu el și cu carafa pe masă în timpul meciului. La cine vă referiți? La cel pe care îl impersonez tu în dimineața asta? Nu, ăsta este stilul meu, am vrut să mă reinventez. Dar vezi că el are totuși o șapcă cu un blazon ca Ilie Dumitrescu. Nu am găsit cu coroană. Cum are Ilie Dumitrescu în piept, are el în șapcă. Nu am găsit. Eu am venit pregătit, dacă te interesează ceva, am venit că Moș Nicolae, nu cred, știi? Așa ceva. Ce Dumnezeu ai este acolo? Ce se poartă acum, vai. Este pe fancy, trendy fancy. Păi stai, mă, că asta-s de damă. Da, nu mai merge la bărbați. E luna cadourilor pentru femei, Moș Nicolae, Moș Crăciun. Adică e pe fancy. Deci n-ai terminat războiul cu el? Nu, dar nu sunt tău într-un război, încerc și eu să... Ionuț Chirilă nu s-a terminat. E luna... Când o să vă împăcați? Cu prima ocazie. Când ne vom întâlni, îmi spui dacă dorești, deci cu mare plăcere. Deci ai fost cel mai mare critic al lui în perioada asta. Incredibil, mi se pare. Nu. Critic e cel mai spus. Activ vlogger din fotbalul românesc, cel mai activ critic al lui Ionuț Chirilă în perioada asta. Vorbim și noi pe YouTube. Eu am încercat să vorbesc și cu alte persoane, alte personaje, dar așa cum a spus și domnia sa, domne, mi-e milă de personaj, trebuie să fiu nebun să mai vorbesc cu el, așa. Știi? Și atunci eu sunt foarte așa liniștit și împăcat că, bă, dacă m-a pus aproape pe același palier cu marele Cornel Dinu, așa. Pentru mine este o mândrie. Adică să fiu cum te-a pus pe același palier? Păi m-a jignit, pe domnul Dinu. Nu chiar cum l-a jignit. Adică... Nu chiar, nu. Adică eu am fost doar instabil, nu am fost și mumie și îmbălsămată, știi? Da, că asta e o expresie, da. Exact. Adică mumia poate deveni mumie și dacă nu e îmbălsămată, știi? Dar asta ține de alte materii nu știu, predate în gimnaziu. Eu zic gimnaziu. Că o să mă păcați, ți-am mai zis asta. De fiecare dată spune asta, între voi va fi armonie, o să vezi, o să-l susții la următorul club. Eu n-am nimic cu domnia sa. Eu nu am nimic. Singurul lucru care m-a deranjat până la un anumit moment, așa. Până a apărut și intervenția la adresa domnului Cornel Dinu, a fost că m-a jignit, gratuit, în urma unor ironii, unor niște glume și a unor păreri de ale mele susținute cu argumente, din punctul meu de vedere, și nu a avut tăria să-și ceară scuze. Cum, dar nu avea cum, că dânsului se părea ceva degradant și așa a amintit în emisiune la tine, domne, și a cerut scuze de nenumărate ori. Uh-huh. El e labil, mai mult decât atât. Să duce cu telefonul pe la clinceni, tu știi că eu am conexiunile surse. Mele. Tu ai surse mai bune decât mulți ieri. Se duce pe acolo, păi am și anunțat în premieră și că a fost... îndepărtat. Așa. Și cine este noul acționar, nu că nu știe, să știe doar într-un cadru restrâns și nu, deocamdată nu se dorește. Ok. Dar am anunțat de Stoican, de Bobby Verde și de Augustin Călin, de Sabin Ilie, că mă întreba lumea, ce-i, domne, cu ăștia, ce s-a întâmplat? Păi vor fi în fotbalul românesc. Și se duce cu telefonul pe acolo și spune, hai domne, mă lăsa, că lumea ce să... Deci, uite domne ce a zis iar, știi cum sunt prietenii, că și mie pe mine când a intrat la tine, întâmplător în dimineața am dormit, știi? Fitiliști, cum ar fi. Fitiliștii. Exact. Mamă, ce te-a făcut zop. Te-a făcut zop, mamă, ce ți-a făcut Chirilă. Eu sunt convins că și el are prietenii lui, are normal, anturajul lui și îi spun aia, bă, Ionuțe, ce ți-a făcut retardul ăla de Robert Niță. Mamă, te-a făcut zop. Și omul, normal că zice, ăla, stai bă, că e labil psihic, că e... Na. Eu am făcut o ironie. El s-a simțit deranjat. I-am și spus într-un mesaj, cât și așa, într-o convorbire telefonică, că dânsul era plecat pe alte plaiuri. Și i-am spus, în cazul în care te-am deranjat, sau te-ai simțit deranjat de ceea ce am spus eu, îmi cer scuze. Adică, mi se pare de bun simț.
Nu l-am făcut retard, nu l-am făcut labil psihic, nu am spus că este demn de milă, cu toate că poate aș fi putut să o fac sau aș fi avut mai multe argumente. Dar să duce cu telefonul pe acolo, când îi mai zice câte cineva, da? Și spune, hai domne, lăsați-mă cu ăsta, că uite cum își cerea scuze. Okay, uite, okay, domne, okay, și i-a spus cineva la un moment dat, Ionuț, bă, e un lucru frumos și bă, e frumos că sunteți pe mână cu el, a plecat acolo, a ieșit afară. Da? Da. Hai domne, lăsați-mă cu ăsta, sunteți pe mână. N-am, eu n-am nimic cu el, reține, eu dacă mă întâlnesc cu el... Consider că părinții mei nu s-au chinuit degeaba să mă țină 7 ani în casă. Așa. După aia m-au dat afară. Și îi întind mâna, îl salut, n-am, uite, îmi pare rău. Uite, aștept că... momentul ăsta, o să, chiar vreau să nu, văd momentul ăsta. Nu, dar n-am nicio problemă. Ți-am zis ceea ce m-a deranjat, că eu consider, și am văzut ce a scris și presa la momentul respectiv, jigniri, la mine a spus o ironie. Îmi pare rău că n-am primit poza care am dat-o tot în premieră, care apare și în Gazeta Sporturilor în ziua meciului, cu carafa, că dacă îmi spunea mai devreme și ți-arăt mesajul să vezi că nu bat câmpii, dacă îmi spunea persoana mai devreme unde este și cu cine este, mă duceam acolo. Pe cuvântul meu de onoare să vedem meciul împreună, eventual să-l și comentăm.